Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Pentru că astăzi am ora de spaniolă, de fapt ora și jumătate de spaniolă și nu mi-am făcut tema, sunt concentrat pe știri care vin din partea aia de lume și pe exerciții de pronunție, așa că am descoperit asta, un duce spaniol, da? Adică nobil, a fost obligat să scurteze numele fiicei sale, voia să-i dea un nume din 25 de cuvinte. De nume. 25 de nume? 25, da, nume cu 25. La spaniol există nume mai lungi, așa? Există și o lege care limitează numărul maxim de nume care pot fi date unei persoane la 5. Pentru că sunt diverse tendințe de exagerare. Și numele urma să fie acesta. Sofia Fernanda Dolores Cayetana Teresa Angela de la Cruz Micaela del Santísimo Sacramento del Perpetuo Socorro de la Santísima Trinidad y Todos los Santos. Dacă te auzi, doamna profesoară, de ceva cu Sfânta Trime și da, Sfânta Trime și ajutorul tuturor sfinților și așa mai. Putem să-i facem cunoștință cu ai noștri de la Vaslui, cred că l-ar interesa. De ce mă de la Vaslui? Cu tămâia cu alea. Cred că pare și asta că e... Sunt, unii sunt foarte religioși. Da. Ducele spaniol a încercat să se justifice susținând că numele acesta ar fi de fapt un omagiu adus bunicii sale, Cayetana, ducesă de Alba, care săraca s-a prăpătit în 2014. De Alba, și care... dar nu Iulia, Alba, Alba de la ei. Ducesă de Alba, da. Era vechea familia ducilor de Alba. Știu, dar noi nu prea știm pe ăștia. Vechile familii nobiliare europene nu ne sunt familiari. Nu-i nimic, de-aia ascultăm Deșteptarea, ca să învățăm lucruri. Da. Doamna se numea așa, Maria del Rosario Cayetana Paloma Alfonsa Victoria, Victoria, de fapt, Eugenia Fernanda Teresa Francisca de Paula Lourdes Antonia Josefa Fausta Rita Castor Dorotea Santa Esperanza Fitz James Stewart y de Silva Falcó y Gurtubay. Pe scurt, genii. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.